La organizarea galei, dar dacă aș fi un sportiv care urmărește MMA-ul, adică nici nu mă gândeam să ratez așa gală. Adică eram nerăbdător să vină gala, că merg să văd. Cam asta e starea. Și așa ar trebui să fie toți care urmăresc MMA-ul și sunt fan MMA, să nu se gândească, Doamne, Tolea, pas cu John. Da, într-adevăr, John cu Tolea este un meci foarte tare, dar eu vreau să îi vedeți pe ceilalți băieți din gală. 10 meciuri super echilibrate cu luptătorii care se antrenează și fac asta zi de zi. Nu că acum am o gală, hai să mă antrenez și eu puțin pe MMA și să intru în gală. Nu, băieții se fac de ani de zile treaba asta. Și vreau să vă transmit și vouă, să-i susțineți și să fiți alături de ei. Ce spune? Deci, unul... A, sunt unul din aia 10 care caută să te lupți. A, am înțeles. Bun, gata, vrei să te cum să zic, te bifez aici să te am. Ia să vedem cine. Uite, fene, că intru pe tine, ia să vedem. Cum, Ruby... Bă, băleu, dacă nu m-ai încurcat. Ce nume este asta? Elite? Nu știu să te citesc, da, păi să, când te bat, nu mai știi să-ți pronunți numele nici tu. Băi, nu-ți răutăcios. Dar dacă e să te prezinți, da, domne, sunt cel mai bun, sunt cel mai tare, zici că ești arogant. Dar așa este. Am încredere în mine că dacă e să aleg 10 băieți care nu au treabă cu MMA-ul sau fac și eu un pic așa la sală, deci n-am ce să fac cu ei. Asta e ideea. Se difuzează la TV? Nu se difuzează la TV. Am încheiat de ceva timp contractul și legătura cu TV-ul. Și de aceea am formulat ca să dăm un sistem pay-per-view. Pentru că dacă vor să ne urmărească cei de afară, să aibă varianta asta. Nici noi nu putem să dăm gratis, pentru că sunt niște costuri, nu? Și oamenii care vin să filmeze cu carul de transmisie, pune oameni care lucrează să formeze acest pay-per-view și vă dați seama că trebuie să cerem și o sumă de bani plus de alta care o sumă de bani revin și la sportivi. Uite, bilete Entertix, cine pune asta? Mădălina Popa. Uite, pune aici, ia și dacă intri, dar nu cred că poți să intri direct pe link, nu? Ai pus tu link-ul aici, Mădălina Popa. Dar nu știu dacă poți să intri pe link-ul de aici, din comentarii. Bun. Cine vrea bilete pe heroesmma.ro. Ne mai vedem și mâine seară și pe 10 gala cea mare, care o să vedeți numai meciuri frumoase. Uite, Ana Balaș, Heroes. Bun. Avem și meciul de fete care este revanșa. Au avut un prim meci super spectaculos, un meci echilibrat. Acum se anunță un meci mult mai tare. Vă dați seama. Cea care a pierdut vine mult mai pregătită și se poate întoarce decizia. Vă salut și ne auzim și mâine seară. Și ce vreau să vă mai transmit? Fiți și voi mai activ când cei care mă susțin. Când postez ceva, TikTok, Facebook, Instagram, mai dați și voi un comentariu, un like, o distribuire, să ajutați să ajungă la cei care vor să vadă gala, cei care vor să vină să cumpere bilet. Dacă nu dați coment, nu dați like, nu o să fie văzut așa de mult postul. Postările care le fac, da? Cer și acum
susținere, da? Vă mulțumesc și ne mai auzim.